Administrația locală din Pașcani a început inventarierea locurilor de parcare de pe rasa municipiului. Angajații primăriei au făcut schițe pentru zonele de blocuri din zona Valea orașului. Precizările au fost făcute de viceprimarul municipiului Cristian Rățoi. Potrivit edilului, în funcție de datele care vor fi colectate din teren, ar putea fi demarate procedurile de licitație. Noi am mai angajat personal, dar am angajat pentru compartimentele parcări și cimitir. Cei de la parcări și-au început treaba și cei de la cimitir. Săptămâna viitoare voi discuta cu cei doi responsabili de compartimente. Am înțeles că zona din vale a fost aproape toată încadrată în schițe cu privire la parcările de la blocuri. Voi vedea ce materiale va prezenta angajatul de la compartimentul parcări și în funcție de acestea vom demara, cred că, procedurile pentru licitație. Încă o dată, repet, nu este sigur, dar întâi să verific tot ce anume a făcut și să vedem cam câte locuri de parcare sunt și ce posibilități mai avem pentru a crea noi locuri de parcare. Pentru că această activitate, așa am discutat cu angajatul, domnule, întâi vezi ce locuri existente sunt și vedeți și ce posibilități avem pentru extinderea locurilor de parcare. Pe parcursul timpului o să dau mai multe lămuriri după ce voi vedea și schițele care îmi vor fi prezentate. De precizat este faptul că legislativul local a aprobat în ședința ordinară din 27 ianuarie un nou regulament pentru parcările rezidențiale și publice cu plată în municipiul Pașcani, propus de viceprimarul Cristian Rățoi. Potrivit documentului, parcările vor fi administrate prin intermediul gospodăriei comunale, vor fi identificate și inventariate locurile de parcare, apoi vor fi făcute cărțile funciare acolo unde este cazul. Licitațiile pentru parcările rezidențiale vor avea loc după rezolvarea acestor probleme și doar în măsura în care vor fi solicitări. Conform noii hotărâri, licitația pentru un loc de parcare va porni de la 200 de lei pe an.